După ce săptămâna trecută a fost agresat de protestatari, ministrul culturii Daniel Barbu a acceptat în sfârșit gardă de corp. Candidații au fost însă supuși un examen rapid de cultură generală care a constat în identificarea personajului negativ din capra cu treiezi a lui Ion Creangă și imobilizarea acestuia. Pentru mai multe detalii, cu mai multe amănunte și cu ceva senzațional, vine ca de obicei super, super talk show nostru de serviciu, Marius Aciu. Bună seara, Marius! Bună seara, Nicu! Bună seara, doamnelor și domnilor! Pe zbuciumata piața muncii, iată că apar noi meserii menite să profite de nișele apărute în nomenclator. Astfel, de curând a apărut o nouă ocupație care se pare că va revoluționa tot ceea ce știam despre acest segment. Invitatul meu de astăzi e domnul Dezideriu Schwarzenegger, fost Miss Olimpia, actualmente bodyguard intermediar. Bună seara, domnule Șvalțeneca. Da. Uh, sunteți cumva rudă cu cunoscutul actor? Uh, nu sunt rudă, dar dacă studiem arbolele genealogic, mergând pe lângă ascendenților până uh, la, la Adam și Eva. Eva. Da. Deci, dacă mergem până la Adam și Eva, pot să zic că sunt frate cu Adolf. Sunt rudă, da. Da. Uh, dumneavoastră a fost ales Miss Olimpia, nu cumva Mister Olimpia. Nu, 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 e o confuzie. Am fost la un chef de Halloween cu travestiți la Olimpia ca o prietenă de-a mea și am avut cea mai faină roche din cauza asta. Așa, am înțeles. Spuneți-mi, vă rog, ce e cu această nouă meserie de bodyguard intermediar? E o nouă meserie, ați zis bine. Celebritățile s-au săturat să tot aibă cefelate, pe lângă ei și vor persoane mai stilate, eu le ofer o alternativă. Deci noastră sunteți un om mai stilat, mai citit, mai cult, da? Mai stilat, mai cult, cool, mai citit, cunosc toate limbile străine, am și o bicicletă deja. Și pe lângă asta sunt foarte ieftin, pentru că ocup loc puțin, mănânc puțin, șeful are loc să-și pună bagajele lângă mine, deci toate condițiile. Deci pe ransablu toate cheltuielile. Exact, asta este, exact. Da, asta este scopul. Bun, și în cazul unui atac, unui asalt asupra angajatorului, Dumneavoastră, cum reacționați că vă văd destul de firav, așa? Păi țip. A, sta, 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 stați un pic. Țipați. Și ce se întâmplă dacă țipați? Să vă dau un exemplu. Aaaa! Vine Ciobi. Când țip, vine Ciobi, prietenul meu care rupe tot. A. El. Și nu-i mai scump. Nu-i mai scump decât sunteți doi. Îi dau o bere și bate pe oricine. Îi place să bată pe gratis, așa că e de ajuns să o bere. Este când îmi dă el o bere și numai ca să poată să bată. Și mă bate pe mine. Aha. <laughs> da. da. Iată, doamnelor și domnilor, că există soluții chiar și în aceste vremuri tulburi. Cu puțină imaginație, oricine poate duce un trai decent. Nicu? Mulțumesc! frumos, Marius! O imagine extraordinară. Aș dori să adresez și eu o întrebare, domnule Dezideriu. Sigur. Dezideriu Schwarzenegger. Bănuiesc că... <laughs> fiind așa de solicitat, ați avut de a face și cu alte vedete internaționale. Puteți să ne dați în premieră la Tonic Show știri neștiri, câteva nume? E secret, dar pot să zic două nume. <coughs> două nume. cu Balcan și Neluțu Shaking Stevens. Deci ăștia doi ar fi. Iancu mai cu... Iancu Balcan și Neluțu. Domnule, uh, domnule... Desideriu, tot timpul vine să vă zic Ilarie Van Damme. Vă doresc să ajungeți bodyguard lui pe un acar. Și eu îmi doresc. Și... Haralam vie bohoț. Și lema lopătarul. Cine m-a am spus în... Ăsta că n-a apărut. Dai conservă. Ne, ne, cerem scuze. Domnul Ciobi, că să ne sepe. Domnul Ciobi, da, două beri dați. Hai, hai la noi, Ciobi, să nu fie un... 我说明吧。<laughs> <c oughs>